O să sune bizar, ai invenție, dar jur pe tot cea mai sfânt că se întâmplă cu adevărat și că am chiar câțiva martori, cu toate că nu pot să-mi explic de ce ar face cineva așa ceva. Sunt destul de sigură că nu este vorba de un fenomen paranormal. Locuiesc la ceva distanță de drum, într-o casă neremarcabilă pe o proprietate privată. Vecinii mei sunt cu toții rude mai în vârstă, care merg la culcare foarte devreme în noapte și ai căror copii sunt adulți majoritatea, oameni în toată firea, plecați de acasă. Pe scurt, nu sunt păcălici printre noi. Acum câteva luni, eu și cu mama am rămas treze până târziu în noapte. Ne uitam la televizor împreună. În jurul orei 3 dimineața am stins televizorul și am zis să merg la culcare. Când părăseam camera, am început să aud un cântec care suna ca o melodie cântată pe la carnavale. Se auzea de afară, din curtea din față. Sunetul era puternic și venea de aproape. A auzit și mama, care imediat a mers la geam să investigheze. Nu a văzut nimic, era beznă. Restul vecinilor fie dormeau, fie erau plecați în vacanță. Luminile erau stinse în case și oricum sunt genul care ascultă doar muzică country. Eram la kilometri distanță de cel mai apropiat oraș, așa că nu puteam da vina pe poluarea fonică. Auzi când o mașină trece în curte, dar de data aceasta n-am auzit motor de mașină. Aici, liniștea este de obicei asurzitoare. Îți auzi propriile bătăi ale inimii în urechi. De unde venea cântecul ăsta? Cine îl cânta? Și de ce? De ce tocmai aici? Eram foarte neliniștită de ideea că un străin se afla în curtea noastră și că a pus această melodie de carnaval să cânte. Aveam senzația că intențiile persoanei respective erau necurate. Tata și unchiul meu, mai târziu, au menționat că în urmă cu 20 de ani, când s-au mutat părinții mei în casă, electricianul a venit să instaleze o aplică și că s-a oprit în mijlocul sarcinii. A spus că din curte se auzeau cei de la Pink Floyd. Tata și unchiul n-au auzit nimic. Tata stă prost cu auzul și unchiul meu e mult mai în vârstă. Așa că au râs și au zis că e omul nebun. Dar electricianul era cu adevărat scuduit. Tot deschidea ușa să găsească sursa zgomotului. Fără succes însă. Apoi m-a lovit. Melodia pe care am auzit-o în acea seară era Sirius Minor de la Pink Floyd. Partea care sună ca o melodie de carnaval. I-am pus melodia mamei și a exclamat: "Da, da, asta am auzit." Cine naiba stă în curtea mea în beznă la 3 dimineața în mijlocul pustietății și pune să cânte aceeași melodie, care nici măcar nu e una populară? Mai ales 20 de ani mai târziu. Mai vine aici și fără mașină. De unde a venit? Teoretic ar trebui să meargă pe jos câțiva kilometri să ajungă până la casa mea. Pe lângă asta, am observat niște lucruri ciudate care ar indica că avem un potențial intrus. Aud bătăi în geamul de la sufragerie în miez de noapte. Amândouă le auzim la cam aceeași oră. Uneori sunt atât de intense aceste bătăi că întreg peretele casei este zgâlțuit. Canapeaua care se sprijină de perete este împinsă în față. Nu avem copaci lipiți de casă, pereții sunt subțiri și doar un om este destul de înalt să ajungă la geam. Din fericire, în urmă cu câteva săptămâni am încetat să auzim bătăile în geam. Seria aceasta de evenimente a fost relatată pe Reddit de-a lungul câtorva luni. Este real și nu am motive să nu o cred, pentru că povestea nu mi se pare exagerată, ori de necrezut. Revin cu următoarea parte săptămâna viitoare. Aveți grijă de voi. Pe data viitoare.